În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiții noștri, ce ne-am face noi dacă Dumnezeu nu ne-ar chema să trăim aceste clipe ale vieții noastre stând de vorbă cu El și deschizând ochii și al trupului și ai sufletului ca să-i vedem slava Lui, să vedem frumusețea cerului și a pământului, a întregului univers, să vedem pe Cel pe care Dumnezeu L-a creat după chipul și asemănarea Lui, care este semenul nostru, orice om din lumea aceasta, semenul nostru, egalul nostru, fratele sau sora noastră. Și să vedem în toți și în noi chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De multe ori, poate atunci când ne-am urățit trupul și sufletul, mai ales astăzi, după metodele, posibilitățile care le avem, cu atâta imagine, să căutăm chipul unui copil. Sau să ne amintim de copiii noștri când erau micuți. Și când ațipiau, când adormeau, iar în somn schițau câte un zâmbet din buzele lor nevinovate și noi ne gândeam și ziceam în sinea noastră, uite Îngerul lui Dumnezeu vorbește cu el, uite Îngerul lui Dumnezeu îi se arată cu mult mai mult decât orice frumusețe a jucăriilor, a celor cu care noi încercăm de multe ori să-i liniștim atunci când îi cuprinde plânsul, să-i liniștim atunci când îi cuprinde spaima, să-i liniștim atunci când o uitătură rea s-a lăsat asupra lor și, cum spunem noi, este un adevăr și în asta, i-a deocheat, adică s-a uitat rău. Până și nouă ni se întâmplă ca să ajungem într-o stare neplăcută, să-i spunem, o stare agitată, o stare de rău și să ne gândim, uite, cineva m-a discutat de rău, cred, cineva s-a uitat rău la mine. În toate este un sâmbur de adevăr. Ei, dragii noștri, revin la chipul acela de copil, care din zâmbetul Lui ne dăruiește și nouă. Din somnul Lui liniștit încearcă să ne dăruiască și nouă. Și astăzi să medităm la ceea ce poate vede copilul în somn, pe Îngerul cel păzitor pe care l-a primit la botez. Pe Îngerul cel păzitor care îl însoțește în toate clipele vieții lui, de la copilărie, la tinerețe, până la bătrâneți. Atâta timp cât îl purtăm pe Înger lângă noi, că atunci când Îngerul se depărtează, nu-i după voia lui, ci după voia noastră, noi îl alungăm cu păcatele noastre. Avem, iată, în acest început de noiembrie, înainte de începutul călătoriei noastre, pelerinajului nostru către peștera Betleemului, către Crăciun, către nașterea Domnului. Pentru că în 15 vom începe călătoria postului Crăciunului. Avem această sărbătoare
în calendare, și anume soborul Sfinților Arhangheli, Mihail și Gavril, și al tuturor puterilor îngerești, cerești și netrupești. Se sărbătorește în această zi, se prăznuiește în mod deosebit Arhanghelul Mihail și Arhanghelul Gavril și încă 5 arhangheli. De la primirea veștii, a bunei vestiri, de către Maica Domnului în 25 martie, trec 9 luni de zile până în această lună noiembrie, și ele înseamnă cele 9 cete îngerești. Acum, în această zi, se face, cum am spus, pomenirea soborului a tuturor îngerilor, pentru că avem și alte sărbători ale îngerilor în calendarul credinței noastre. Și avem chiar în fiecare zi de luni, prima zi sau a doua zi a săptămânii, cum este în credința noastră creștină, prima zi este duminică, este ziua Învierii. Luni avem pomenirea Sfinților Îngeri. Când rugăciunile noastre de dimineață, de seară, trebuie să se adreseze și Sfinților Îngeri. Așa cum în fiecare zi avem câte un sfânt deosebit sau un eveniment deosebit din viața Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cum ar fi Sfânta Vineri, pentru că în această zi a fost răstignit, a pătimit pentru noi, pentru iertarea păcatelor noastre, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Așa cum un popor are un înger păzitor, și spuneam că așa fiecare creștin primește la botez un înger păzitor, călăuzitor, îndreptător al vieții noastre pământești. Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune să nu disprețuim pe cei mai mici, pentru că îngerii lor stau în fața lui Dumnezeu în cer. Și că mare bucurie se face în cer când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Deci se bucură și îngerii lui Dumnezeu. Pentru că pocăința înseamnă îndreptare a vieții noastre. Ne aducem aminte de lucrarea mântuitoare a noastră prin îngeri. Sfinții părinți ai bisericii au sistematizat învățarea despre îngeri, învățătura despre îngeri. Nu le-a fost și nouă nu ne este ușor să înțelegem ce sunt sau cine sunt îngerii. Și Sfinții Părinți au spus că îngerii sunt slujitori ai voii lui Dumnezeu și vestesc voia lui Dumnezeu. Și a așezat în trei cete, a câte trei triade. Prima triadă, serafimii, heruvimii și tronurile. A doua triadă, domnii, puteri, stăpânii. A treia triadă, începătorii, arhangheli și îngeri. Din prima triadă, serafimii, cei care stau cel mai aproape de tronul Dumnezeirii.
De la început trebuie să știm că îngerii nu au trup, au formă, chiar de om, dar nu au trup. Ei sunt de natură spirituală. Ei sunt duhuri. Revenim la prima triadă și spunem de serafim că ei stau cel mai aproape de tronul lui Dumnezeu și care au câte 6 aripi, 2 cu care zboară, 2 cu care își acoperă ochii, pentru că strălucirea, lumina, frumusețea feței divine a lui Dumnezeu, întreime slăvit Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este minunată. Își acoperă cu celelalte 2 aripi picioarele, pentru că ei se prosternează în fața lui Dumnezeu, aducându-i slavă, laudă și închinăciune. Serafimii au o atenție sporită față de mesajul lui Dumnezeu. Heruvimii, cei cu ochi mulți, cei care văd slava lui Dumnezeu și văd toată frumusețea creației lui Dumnezeu și văd tot ceea ce se întâmplă cu omul pe pământul acesta. Ei au o atenție sporită în a recepta slava lui Dumnezeu, dar și a împlini cu abnegație darurile pe care le-au primit de la Dumnezeu. Să-și arate fidelitatea față de voia lui Dumnezeu. Ascultare întru toate. Celelalte cete au calități fiecare deosebite. A doua triadă se ocupă de păzirea universului creat de Dumnezeu. Și au putere și asupra celui rău, a diavolului, despre a cărui început vom pomeni puțin mai târziu. Au putere asupra diavolului, a iadului și a tuturor puterilor demonice. De aceea vedem cum se păstrează ordinea în toată creația lui Dumnezeu. Chiar dacă se zdruncină, căci puterile neascultătoare demonice încearcă să lovească, zguduie, dar nu va birui niciodată. Pentru că puterea lui Dumnezeu nu poate fi întrecută de nimeni. Chiar dacă, așa cum am spus, se vor zgudui încheiturile cerului. Așa și cum asupra noastră, când vin ducurile rele, ne zguduie, ne cutremură. Dar dacă vom zice și vom striga ca și Arhanghelul Mihail, Sfânt este Domnul, să luăm aminte, Sfintele Sfinților, nu vom cădea, nu ne vom prăbuși.